La ultima conferință de presă care a avut loc joi la Consiliul Județean Dâmbovița, reprezentanții județului au vorbit și despre echipa de fotbal Chinghia Târgouște, care se află într-o situație critică la un pas de desfințare. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțeanu, clar și răspicat, a spus că până acum echipa de fotbal a fost susținută financiar de Consiliul Județean Dâmbovița, Consiliul Local Târgouște și au mai venit și câteva sponsorizări la niște societăți comerciale care au avut o relație contractuală fie cu Consiliul Județean Dâmbovița, fie cu Primăria Târgouște. Tot președintele Adrian Țuțeanu a afirmat că pentru a aduce echipa în continuare în divizia B este nevoie de vreo 20 de miliarde lei vechi. Consiliul Județean Dâmbovița va analiza riguros bugetul propus de către conducerea Chindiei Târgouște. Dacă va fi nevoie, va convoca și o ședință extraordinară săptămâna viitoare. Altfel, se va organiza în data de 3 septembrie. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița Adrian Țuțeanu a spus că fiecare zi o începe vorbindu-se despre fotbal. Însă un lucru trebuie să se înțeleagă, că sunt probleme mult mai importante care privesc județul decât proiectul Chindia Târgouște. Mai mult, domnul Adrian Țuțeanu a afirmat, dacă nu se va găsi soluții, proiectul va fi închis. Echipa sau bani la echipă nu dă decât Consiliul Județean și Consiliul Municipal Târgouște. Universitatea Valahia vine, n-a dat bani, dar asigură niște condiții de cazare. Pentru a aduce echipa în continuare în divizia B, avem nevoie de vreo 20 de miliarde, 19 miliarde și ceva. Ne vom uita și noi pe bugetul propus. Vom mai tăia de unde putem tăia. Până acum, echipa a fost susținută tot de Consiliul Județean și Consiliul Municipal și Universitate și au mai fost câteva sponsorizări de la societăți comerciale aflate în relații contractuale cu una dintre cele două entității publice. Dacă vom găsi soluție să ducem proiectul mai departe, îl vom duce. Dacă nu vă să găsim soluție, o să spunem public acest lucru. Va avea domnul Badea astăzi o discuție și cu primarul municipiului Târgoviște pentru acest subiect și dacă vom trage concluzia că putem împinge lucrurile până când găsim și alte soluții, până finalizăm prima parte a campionatului, vineri vom avea o întâlnire și cu domnul Gică Popescu. Vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Leonardo Badea, cel care poartă discuții cu cei de la Chindia Târgouște, a avut o poziție radicală, spunând că dacă nu se înțeleg pentru continuarea acestui proiect cu realizarea de economii financiare, echipa se desfințează. Dacă nu ne înțelegem pe o construcție care să asigure că această echipă să funcționeze în acest an convențional, desfințăm echipa. Deci restul e filozofie. Ce s-a întâmplat acum un an, jumătate, cine ce a spus, dacă și-a asumat vorbele respective sau au fost spuse în scop propagandistic, e altceva. Dar eu vă spun că în momentul de față, dacă nu se găsește o soluție, se desfințează această echipă. Vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Gabriel Grozavu, care este mai rezervat în declarație, de această dată și domnia sa a făcut un comentariu strict legat de proiectul Chindia, spunând că UEFA nu mai permite ca fotbalul să fie finanțat din bani publici. Problema nu va fi rezolvată chiar dacă anul ăsta, să presupunem anul ăsta competițional, vom găsi o soluție și vom merge mai departe. Cei care sunteți avizați știți cel puțin la fel de bine ca și mine, că în foarte scurt timp UEFA nu va mai permite, printr-o directivă, ca autoritățile publice să mai dea un leu în fotbal. Deci nu va mai permite acest lucru. Deci noi, practic, încercăm să... Ce să facem? Să rezolvăm o problemă, să mai țină boala un an de zile, da? Important este, adică să mai dea direct bani în fotbal. La celelalte sporturi încă mai este permis. Cu ce poate contribui autoritatea locală, în speță autoritatea județeană, dar și primăria, să pună la dispoziție o bază sportivă pe care să o administreze clubul. Deci nu va mai fi voie să dai 5 bani pentru absolut nimic. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțeanu, nu a omis să spună că a avut o discuție și cu finanțatorul de la FCM Târgouște, domnul Gheorghe Zotic, pe care îl așteaptă la echipă. Domnul Gheorghe Zotic s-a interesat de situația Chindiei, a mers chiar și la juriștii de la FRF, însă lucrurile sunt foarte complicate. Datoriile acestui club sunt foarte mari, unele arbitraje nu au fost plătite, strigător la cer. Să nu mai vorbim de datoriile la stat, de restanțele salariale la jucători și antrenori. Un lucru trebuie spus, că și domnul Gică Popescu are
de recuperat bani pentru că a ajutat financiar clubul Chindia, dar sub formă de împrumut. Nu știm cine poate prelua așa ceva. A venit și domnul Zotic să ne spună că este interesat să se implice în proiect. A venit să ne spună că o parte din jucătorii pe care îi are astăzi Chindia sunt jucători ai fostului, ai fostei entități juridice Chindia pe care a administrat-o dânsul și că acolo ar putea fi un conflict. I-am cerut documente, să ne spună care este opinia dânsului și cum vede dezvoltarea acestui proiect. Eu nu exclud pe nimeni.